și bine ați venit la minunata noastră emisiune de Maxim Televizor. Avem vești bune și vești mai puțin bune, nu știu cu care să încep și atunci Otova. Vestea cea mai importantă o las pentru sfârșitul emisiunii pentru că e bună. Adică mai există și oameni care se sărbătoresc. Dar există oameni care au nevoie de ajutor, stimați telespectatori. Unii care au nevoie de ajutor și unii care nu mai au nevoie de ajutor pentru că a trecut timpul. Și când trece timpul, practic nu mai poți să-l aduci înapoi oricât de mult ți-ai dori. Astăzi ne propuseseră să vorbim despre cum să facă femeile să se ducă la medic mai curând ca să depisteze cancerul de cor uterin în timp util. Și ne-am gândit noi pe cine să aducem, pe cine să aducem. Toată lumea a zis doamna Zina Dumitrescu, mama Zina, cum o știe toată lumea, pentru că este o femeie inteligentă care are opinii în legătură cu lucrurile astea, pentru că ne poate convinge, pentru că lucrurile pe care le spune au întotdeauna noimă. Vedeți, dumneavoastră, nu s-a dovedit a fi un moment teribil astăzi. O să vă spun când ajungem la momentul respectiv. Dacă o luăm așa, treaba nu e bună deloc. Deci, hai de capul meu, mă fac de... Să ne gândim la ce ne-am propus noi. Dacă ne-am adunat să vorbim despre asta și măcar o singură femeie dintre telespectatoarele noastre care se uită la noi și înțeleg despre ce vorbim, se duce mâine la doctor și își face controlul periodic și depistează, Doamne ferește, dacă e un nenorocit de pui de cancer de col uterin, înseamnă că noi n-am venit astăzi aici degeaba. Despre asta este vorba. Doamna Zina! Am chemat-o pe doamna Zina Dumitrescu. Stai să zică femeia de ce plângem ca nebunele amândouă, că măcar păi, să ne înțelegem omenește. Să aveți microfonul în față. Astăzi, exact înainte de a veni la voi în emisiune, deci aseară am văzut și am văzut-o ultima oară, a dispărut dintre noi una din cele mai bune manechine care au fost în perioada aceea, perioada ceaușistă, cum îi se spune, cea mai plină de viață, cel mai sănătos om, cel mai dezinvolt om posibil, care în plus o iubea pe Teo extraordinar de mult și care a fost și la voi în emisiune nu de mult, da. Melek Ahmed. Melek s-a stins astăzi de dimineață. Exact, veneam când am auzit tema emisiunii, veneam la voi și ne-am zis, uite-te, în sfârșit un prilej, Melek este de cancer uterin. Deci, metastaza ei a debutat cu cancer uterin. După cancer uterin, îți dai seama, s-a dus la doctorul Bogdan Marinescu, a operat-o, dar de la operație mi-a spus și mie și i-a spus și ei că e deja în fază foarte avansată în metastaze, pentru că eu am trimis-o, când am trimis-o la medic, venea la mine și făcea așa, apropo, doamnelor, la orice fel de mică durere care nu sunteți obișnuite sau care vi se pare stranie, nu e vorba de un derajament de stomac, chiar mi-a zis, iar mă doare burta. Așa venea și se ținea tot timpul, până când într-o zi, când a venit cu iar mă doare burta, noi suntem vecine, blocurile chiar sunt lipite, ea era toată ziua la mine în casă. Și atunci am pus mâna pe telefon și l-am sunat pe Bogdan și i-am spus și s-a dus la medic. A operat-o. Știți ce o să faci? O să povestim istoria ei de a fi rapper, așa da. Cum s-a întâmplat, pentru telespectatoarele noastre care ne privesc în acest moment. Sigur că e complicat să vorbești despre un om care a murit astăzi. Dar e acum important pentru oamenii acum câteva ore. Dar este foarte important pentru restul de prieteni pe care noi îi avem și care sunt încă în viață. Sunt niște doamne care încă se pot salva. Elena Hoianu, care este concurenta mea cea mai dramatică de la momentul adevărului, s-a nimerit exact astăzi. Mama ei a avut cancer de col uterin. Zici că e făcătură. Deci zici că s-au potrivit lucrurile. Mama ei ajunsese la un moment dat, îmi aduc aminte, la o greutate de 35 de kilograme și a fost nevoită să-și dea copiii spre adopție. Atât avea mele. Da. Nu 45, nu știu, de aceea am auzit că ajunsese la 45 de... Nu, 35 în viața mea n-am crezut că pot să vezi o piele lipită pe os. Mama Elenei s-a salvat. Probabil pentru că a avut noroc, probabil pentru că a fost... Așa a vrut Dumnezeu. A fost o minune. A reușit să salveze toți copiii care fusese rădați spre adopție, dar o să vă povestim la momentul respectiv și despre asta. Ne-am adunat mulți cetățeni ca să le susținem unul pe altul în acest moment foarte complicat pentru noi, pentru că să faci divertisment e o șmecherie. Să ai și suflet când faci divertisment este altă șmecherie. Și atunci ne-am adunat ca să ne ajutăm unul pe celălalt alături de dr. Gabriela Dincă, medic specialist obstetrică ginecologie și lotul național de gimnastică.
Și o să mă întrebați de ce a venit lotul național de gimnastică. Pentru că se alătură împotriva luptei împotriva cancerului de col uterin, alături de Nicolae Forminte, antrenor principal al lotului național de gimnastică feminină, au venit Sandra Izbașa, Steliana Nistor, Ana Maria Tămurjan, Gabriela Drăgoi, Cerasela Pătrașcu. Va fi, sigur, o emisiune foarte specială, pe care, dacă vreți să aveți un pic grijă de dumneavoastră, vă sfătuiesc să o vedeți. Dacă nu vă interesează decât, ca să zic așa, râsul, bună dispoziție și distracția există oricând, o bună discotecă în cartierul dumneavoastră. Dacă însă vreți să aflați o poveste care, din nefericire, de data aceasta s-a terminat prost și care a aparținut unei prietene de-a noastre, de-ale noastre, și care în acest moment cu siguranță ne privește de pe aici, de pe undeva, așteptați-ne că în două clipe ne întoarcem. Hei, stimați telespectatori, mai cu chiu, mai cu vai, cum om putea, cum nu om putea, trebuie să vorbim despre un subiect foarte, foarte serios. Nenorocirea face ca exact astăzi una dintre prietenele noastre să se fi dus la cele veșnice, exact din pricina motivului pentru care noi ne-am adunat aici. Astăzi a venit în România, da. Paradoxal. Da, da, incredibil. Incredibil. Da, de la ce? Microfon. Pentru că a venit astăzi în România Madeleine Albright. Da. Știți foarte bine cu toții cine este Madeleine Albright, care a venit în România special ca să susțină cauza luptei împotriva cancerului de col uterin. Exact astăzi? Exact astăzi, vreau să vă spun, de dimineață, după... ce poate să fie bine într-o situație de genul ăsta? Faptul că nu s-a chinuit, faptul că n-a suferit foarte mult după operație, n-a avut durerele cumplite care se pare că le ai când este ajungi la metastază. Pentru toată lumea care era foarte iubită, pentru toată lumea care o cunoaște, Mele Camet rămâne o amintire, începând de astăzi. Și o bucurie că ne-am întâlnit. O amintire dragă nouă, o bucurie care, pentru cei care ați cunoscut-o, o mare, mare tristețe, un gol greu de umplut și de suplinit pentru cei care i-au fost aproape, a fost ca și copilul meu, efectiv, locurile noastre sunt lipite, tot timpul era. Pot să spun că nu știu în câtă măsură, că eu am trimis-o la medic, pentru că venea la mine și zicea, apropo, stimate doamne, la orice fel de durere, la orice fel de senzație care este altceva decât era obișnuit, iar indiferent, nu știu, ai un deranjament de stomac, ai ceva și tot, te duci să întrebi, pentru că dacă s-a stins astăzi, doamne, de morți numai de bine, dar este și datorită unei doze mari de inconștiență, pentru că a stat până în ultima clipă, a stat până când, forțat, venind la mine și ținându-se așa, i-am dat telefonul doctorului Bogdan Marinescu, care îi mulțumesc că a făcut tot ce a putut pentru ea și care a primit-o și care i-a și spus, știi că acum mai nou așa se poartă la medici, i-a spus că nu mai are ce să facă cu toate astea, adică ea a ținut foarte mult să opereze, credea foarte mult în operație. A operat-o. După operație a avut două, trei săptămâni, era și senzația aia de, așa, de ușurare după ce că i-a scos absolut tot, era senzația aia, n-a avut nici măcar după operație, n-a avut dureri foarte mari, ea fiind și o fire foarte puternică. Și foarte optimistă. Și foarte optimistă, da. Extraordinar de optimistă și un om foarte puternic, culmea, era o... Cum să spun, ea e tătăroaică, turcoaică, tătăroaică și avea temperamentul ăla așa vulcanic și puțin dură, dacă vrei, al lor. Deși toate fetele din perioada aia pe care le-ați îndrumat și pe care le-ați ajutat... Dar poți să-mi spui Zina să mă simt măcar mai caldă și mai aproape și de tine. Da, uite. Toate cele pe care tu le-ai, da, le-ai îndrumat, am zis că le-ai insuflat ceva din bucuria ta de a trăi și din nebunia, da, ta frumoasă. Da, da, pentru că am petrecut enorm de mult timp împreună. Și era o perioadă eram ca o familie, la mine acasă erau permanent, Melec stă blocul lipit de mine și veneau și mă luau în pijama, Teo. În pijama venea Melec și mă lua ca să mă duc să mă duc cu ele să văd filme. Era perioada în care nu se găseau filme, erau filmele, nu mai se dădeau pe video. Am găsit o poză în click, iartă-mă că te întrerup, e singura poză pe care am găsit-o acum, noi avem imagini cu ea. Da, asta e o poză recentă, nu-i de mult. Da. Nu e de mult poza asta, e un... Da, nici nu... Da, nu e foarte de mult, cam așa arăta Melec acum. Incredibil. Să o întrebăm pe Gabriela. Ce e povestea asta cu cancerul de col uterin? De ce a trebuit să vină Madeleine Albright, după părerea ta, în România, ca să militeze ea
ca înalt demnitar împotriva acestei boli pe care noi, fiecare femeie, în parte ar trebui să o țină sub observație? Părerea mea este că a venit, deoarece în România cancerul de col uterin realmente este o mare problemă. Am înțeles că suntem în locul întâi în Europa. Ca mortalitate și incidență, minunat. Da. Suntem și noi primii în ceva. Ne-am întrebat chiar și pe bulgari. Incredibil. Și asta de ce se întâmplă, după părerea ta? Din cauza temerii femeilor de a merge la medic ca să nu le spună ceva rău sau știu eu? Cred că este principala cauză, pentru că nimic nu le împiedică să vină la control. Absolut nimic. Poate le teamă să nu le doară ceva sau să nu le găsiți ceva, zic și eu. Nu. Vorbesc de medic acum, da. Nu e cel mai apropiat și cel mai recent. La ea a fost o mare parte de neglijență. Nu se ducă, mă doare puțin, dar ovarul, mă doare nu știu ce, lasă că-mi trece. Dar cum se transmite povestea asta, Gabriela? Asta nu știu. Nu vorbim de cancerul ovarian pe care l-a avut Melec, am înțeles, ci vorbim de cancerul de col uterin. Exact. N-au nicio legătură una cu alta. Nu, n-au nicio legătură. Sunt în sfera genitală, dar nu există nicio legătură de cauzalitate între ele. Deci vorbim strict despre cancerul de col uterin, pentru care a venit Madeleine Albright în România. Cum se transmite? Cancerul de col nu se transmite. Cum se face? Cum se dobândește? Este vorba de infecția cu papiloma virusuri. Ea este virusul se transmite? Nu se transmite virusul. Nu se transmite cancerul de col uterin. Și virusul nu se întotdeauna dă cancerul. Nu, nici vorbă. Din fericire. Eu așa am înțeles. Am înțeles că acest virus există în toate organismele și că se activează numai în anumite situații. Nu. Este un grup mare de virusuri, din care câteva afectează sfera genitală și care se transmit în principal pe cale sexuală, odată cu debutul vieții sexuale sau după aceea, în timp. Între 20 și 30 de ani, cam între 50 și 80% din populație se poate infecta măcar o dată cu papiloma virusuri. Dar, din fericire, se și scapă de această infecție. Da? Doar 10% din populația infectată rămâne purtătoare. Și care sunt primele simptome? De exemplu, orice fel de simptome persoană. Pot să nu fie ani de zile. Din acest motiv este necesar controlul ca femeile, după ce și-au început viața sexuală, să-și facă un control ginecologic. Și mai e ceva. Ne tot întrebam noi aici de ce a venit Madeleine Albright. Păi să vă spun eu de ce a venit. Există un vaccin care se poate face în România. Femeile, odată ce și-au început viața sexuală, pot să facă acest vaccin care te imunizează pe viață împotriva acestei nenorociri. Problema e că în România virusul ăsta, vaccinul în momentul ăsta, costă 12 milioane. Wow. Cine are 12 milioane dintr-un foc să dea pe un vaccin? Și atunci oamenii zic, lasă. Spun oamenii pentru că și bărbații sunt purtători sănătoși. Deci ei au virusul. Și ei sunt principalii transmițători. Îmi imaginez că nu se ia de pe clanța de la sufragerie. Așa. Da. Bun. În momentul în care a venit Madeleine Albright, mesajul ei principal a fost către autoritățile din România să facă într-un fel să suplinească o parte din costuri, dacă nu cumva pe toate, astfel încât oricare dintre femeile, fetele din România, odată ce au devenit femei sau sunt pe cale sau chiar așa, să poată să beneficieze gratuit de acest vaccin. O să intervin un pic. Ideal ar fi ca acest vaccin să se facă înainte de debutul vieții sexuale. Aha. Atunci ar avea eficiența maximă. Pentru că prevenția cancerului de col înseamnă să previi, de fapt, infectarea cu acest papilomavirus, care, în unele cazuri, poate să ducă la cancer de col, da? Am înțeles. Deci trebuie să specificăm acum. Adică nu e ca HIV, ca întotdeauna? Nu. Deci nu orice persoană care se infectează cu papilomavirus ajunge la cancer. Avem 100.000 de întrebări. Sunt convinsă. De pildă. Sigur că ideal ar fi ca înainte de începerea vieții sexuale să faci această poveste, această vaccinare. Da. Dacă însă pe vremea ta nu exista asta, da. La vârsta mea sau la vârsta Zinei, ne mai folosește la ceva? La doamna Zina nu cred că mai folosește. Nu. Exclus. La dumneavoastră s-ar putea. Ia uși. Adică mai dă 12 milioane sau noi mai dăm? Măi, dacă îi dai o dată în viață exact 12 milioane, nu știu, eu sunt... Nu, problema, orice. Problema e dacă ne mai folosește. Asta de vândut, vindem, dar... Deci cred studiile că care, folosești. Care studiile sunt? Care s-au făcut până acum au inclus fete între 15 și 26 de ani. La această grupă de vârstă, el este cel mai eficient, adică produce anticorpi care ne protejează de această infecție cam în 100% din cazuri.
Putem să facem vaccinul și după această vârstă. Dar studiile sunt în derulare. Însă se pare că are eficiență. S-au făcut, sau mă rog, au fost incluse în studii persoane până la 45 de ani. Deci, concluziile finale încă nu sunt stabilite. Acum hai să începem să povestim exact la ce trebuie să ne așteptăm. Luați-mă pe mine ca exemplu și spuneți-mi ce trebuie să fac, unde trebuie să mă duc. Am înțeles că trebuie să mă duc de 3 ori? Da, se fac 3 doze în decurs de 6 luni. Da? Prima se face la un moment dat, următoarea la 2 luni după prima și a treia la 6 luni de la prima. Nu, la 6 luni de la prima sau la 4 luni după a doua. Așa, perfect, perfect. Da. Asta înseamnă că la vârsta mea de 40 de ani, eu, mulțumesc frumos, nu sunt complet protejată. Adică nu mai sunt cum aș fi putut să fiu dacă îl făceam la 21. Nu, nu, probabil că nu. Dar îți folosește. Sigur că da. Adică dar îți folosește și folosindu-ți și chiar ia dacă aminte. Da, dacă ai tot timpul același partener, mai trebuie neapărat să te vaccinezi? Într-adevăr, trebuie să ne gândim la acest vaccin la modul următor. Dacă la 40 de ani mai ai șanse, sau cum să spun eu... Da, șanse. Să mai întâlnești alți parteneri care pot fi purtători de HPV... Cum adică să mai ai șanse la 40 de ani? Păi, poate nu poți să ai un singur partener, să ai o stabilitate de cuplu. Da. Pinguini. Așa. Pinguinii au un singur partener, am înțeles. Și macaci, cred. Thank you. Da. Așa. Și gorilele deci, în această situație este util vaccinul. Dacă nu, nu. Dacă nu, nu. Perfect. Acum să ne întoarcem către tineretul patriei. Păi v-am auzit șușotind, auzi ce vorbeau fetele, ce... Eu de ce vorbesc aici în emisiune? Despre ce se vorbește în emisiune? Lotul Național de Gimnastică se alătură luptei împotriva cancerului de coluterin. Nicolae Forbinte este antrenor principal al Lotului Național de Gimnastică Feminină, iar fetele sunt foarte, foarte mici. Acum, vă dați seama că în mod natural, în momentul în care am văzut grădinița a doi la noi în emisiune, am întrebat, dar ce legătură au copilașii ăștia care nu știu cum arată, ca să zic așa, noaptea după ora 11? Filmele la televizor, dar apoi... Și la viața lor, la viața lor sportivă. Și la viața lor sportivă. N-au ele timp de... Deci, într-adevăr, ele decât par mici. Avem aici domnișoare între 18 și 16 ani, care nu mai sunt chiar atât cine de mici, da? Are cineva fiind 18 ani? Iar Sandra va face peste câteva zile 18 ani. Vom sărbători majoratul cu moderație, că îl facem mai mare după Olimpiadă. Ana are 17 ani, Gabi face 16 ani și cu cerasele sunt mezinele echipei de aici. Iar ele s-au alăturat acestei campanii ca urmare a parteneriatului pe care l-a semnat Federația Română de Gimnastică cu organizatorii acestei campanii și putem spune că astăzi este prima întâlnire și a noastră cu această problemă, de care se auzea așa, mai auzeai că cineva are probleme, că ori cancer de sân, ori cancer genital, era așa un termen generic, care îl auzeam în rândul doamnelor și domnișoarelor care ne împărțim viața de zi cu zi. Și ele au hotărât să iau o atitudine în legătură cu asta. Mi-au părut foarte interesate de ceea ce au auzit la conferința de presă care a precedat această emisiune. Și eu am fost la fel de interesat, iar prezența doamnei Orain a fost extraordinară, discursul dumneiei, chiar dacă a fost în limba engleză, am reușit să-l înțelegem foarte bine și am realizat de ce a venit dumneiei aici în România și a fost pusă această întrebare. Am aflat cu surprindere că România a reușit să devină un model în combaterea unei alte maladii foarte grave, care este SIDA. Și având în vedere incidența acestei boli la noi în țară, a considerat că România e capabilă să ia măsuri necesare ca această formă de cancer, care am înțeles că este singura formă care poate fi prevenită iată, prin vaccinare. Prin acest vaccin,
să se ia măsurile necesare ca acest lucru să se realizeze și la noi în țară. Dumneavoastră ați fost prezent la conferința de presă. A fost mesajul doamnei Albright destul de convingător încât autoritățile din România să sponsorizeze vaccinul? N-aș putea să spun acest lucru. Adică mod nu sigur, și în rândul jurnaliștilor. Am înțeles că dumneavoastră a avut o discuție cu domnul președinte Băsescu și domnul premier Tăriceanu și din ceea ce a expus în discurs noi a reieșit că acești doi lideri ai noștri au recepționat foarte pozitiv problema și dacă s-a reușit în cazul SIDEI să se ia măsuri, am convingerea că România va fi capabilă să facă demersurile necesare ca să se rezolve și această problemă. Deja telespectatorii noștri, telespectatoarele noastre încep să reacționeze. Nici nu știu ce să vă spun. Zice așa, Teo, sunt operată de această boală de un an, fac chimo și cu ajutorul bunului Dumnezeu voi reuși. Felicitări pentru emisiune, Dumnezeu să-ți dea sănătate, Tina Marinescu, dumneavoastră să vă dea Dumnezeu sănătate din tot sufletul și din toată inima. Cumnata mea a murit anul trecut în august la doar 40 de ani de cancer de col uterin. Știți ce făcea medicul respectiv? Ne cerea bani. Da, îmi pare rău, îmi pare rău, mai există și monștri pe lumea asta. Dragă Teo, îmi pare foarte rău pentru persoanele care dispar din viață, din viața noastră în felul acesta. Eu am avut 3 persoane dragi care au avut această perfidă boală. Dragile mele, am 9 ani de când m-am operat, mă simt excelent, muncesc, culmea, în secția de oncologie. Extraordinar. Deci există și situații în care omul se poate salva, dacă se duce din timp. Da. Pentru că e o boală șmecheră, e hoață, avansează, asta hoțește. E. Da, fără simptome cronice, fără dureri mari, fără... Nu pot să-mi stăpânesc lacrimile și eu mi-am pierdut mama tot de cancer uterin la 43 de ani. O mare durere. Uite ce spune o doamnă din Mioveni. Zice, uneori și cel mai des din pricina banilor nu mergem la doctor. Da, din păcate în România există și această situație. Da. Din nefericire. Ia să vedem. Zice că vaccinul nu are efect după o anumită perioadă. Cunosc caz concret. E adevărat? Nu cred în treaba asta. S-a dovedit că există anticorpi protectori pe durată lungă de timp. Până acum este vorba de 6 ani și s-a constatat că, mă rog, nu se știe încă pe ce perioadă ne protejează vaccinul. Dar s-a observat că dacă se mai face o doză de la 6 ani, să spunem, după ultima doză făcută, titlul de anticorp crește brutal. Deci rămân în corpul nostru niște celule cu memorie, uh-huh, care stimulate produc un nou titlu de anticorp mare, care sigur ne va proteja. Nu cred, nu cred. Probabil în condiția esențială respectivă este să fie făcut la momentul la care se precizează în studiu. Bineînțeles, deci în momentul când doamna a făcut vaccinul, poate că era deja infectată. Corect. Cu un alt tip de HPV pentru care vaccinul respectiv nu te protejează. Uh-huh. Și atunci boala respectivă a fost determinată de alte tipuri de HPV decât cele pentru care ne protejează vaccinul. Zice o doamnă că a aflat că există oameni, femei care au murit din pricina acestui vaccin. Poate fi adevărat? Din cauza vaccinului? Da. Nu din cauza vaccinului. Nu, 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 nu. Deci e o... Nu. S-au raportat 2 cazuri care au decedat, dar nu s-a stabilit nicio legătură de cauzalitate între vaccin și cauza de mortalitate a acestor fete. Ele probabil, adică nu probabil, ci sigur, au fost urmărite și mult timp după ce s-a terminat vaccinarea. Că așa este normal să se facă. Și se raportează, fiecare persoană care a făcut vaccinul și este în studiul respectiv, trebuie să raporteze ce boli a făcut în perioada respectivă și cum au fost, au fost cele 2 cazuri, că au decedat. Da, știu, eu pot să mor că... Da, că ai făcut infarct. Ce ai făcut. Da, corect. Nu, infarct probabil nu, că erau prea tinere. Dar sunt o grămadă de cauze care pot determina moartea. Foarte grea emisiunea de astăzi. Norocul nostru este că alături de noi se află niște fete absolut senzaționale, dintre care mi-ar plăcea să vorbesc cu vreo câteva dintre ele, dacă nu cumva chiar cu toate. Vreau să vă întreb de ce ați venit îmbrăcate mii. Sandra, spui tu? Da. Aceste ei le-am primit de la domnul prim-ministru Tăriceanu și ne-a făcut mare plăcere să le purtăm, fiindcă ne plac foarte mult.
Am crezut că ați venit ca să mă ofticați pe mine, pentru că și eu sunt leșinată după ele. Și atunci... Nu. Vreau să te întreb, care e adevăratul vostru simțământ în legătură cu povestea asta? Vi se pare îndepărtată? Pentru că eu în locul tău aș privi toată istoria asta în jurul căreia ne tot învârtim, ca pe un pericol de departe. Nu, ne-a impresionat, nici noi nu știam, fiindcă noi nu prea stăm aproape de ceilalți copii, să facem parte, să știm aproape tot ce se întâmplă, dar susținerea acestei campanii alături de colegele mele, responsabilă față de ceea ce s-a întâmplat în România și, bineînțeles, bănuiesc în toată lumea, mă face mai responsabilă să anunț printr-un mesaj să-și facă vaccinul la timp. Crezi că fetițele de vârsta ta în momentul ăsta din România vibrează la mesajul tău? Chiar crezi cu tărie în asta? Sau crezi că după ce emisiunea se va termina, viața lor va continua ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic? Eu spun că ar trebui să recepționeze cât mai devreme la acest mesaj, fiindcă este foarte important pentru o viață mai liniștită și noi le susținem, de aceea am venit aici să le îndemnăm să poată să facă acest vaccin. Avem în momentul acesta pregătite câteva imagini cu tine, cu care să ne fălim, cu care să ne mândrim și care să îți dea și ție și colegilor tale, de ce nu, greutatea care vă trebuie, greutatea morală, evident, pentru a lansa un mesaj care să ajungă la sufletele telespectatorilor noastre. Înainte de pauză vreau să te întreb doar ce am văzut, pentru că noi n-am înțeles nimic decât că am văzut o prințesă dansând. De unde sunt imaginile pe care le-am... Bine, noi le-am luat de la TVR2, că ei au avut posibilitatea. În Franța, de la campionatele europene de la Clermont-Ferrand. Ne-am câștigat aurul cu echipa, am avut o medalie de aur la sol, o medalie de argint prin Steliana Nistor la paralele și... Deci pentru acest exercițiu la medalie de aur, da? Da, a fost perfect. Stimați telespectatori, ne întoarcem cu multe, multe mesaje din partea telespectatorilor noștri. În câteva minute vom lua pauză. Una dintre cele mai interesante întrebări pe care o să o citesc înainte ca să aibă timp Gabriela să gândească la ea, zice așa: eu am făcut doar prima doză și am întrerupt pentru că a rămas însărcinată. Este vreo problemă dacă îl reiau după ce nasc? Te pup, Dulceteu, și eu pe dumneavoastră și ne întoarcem imediat. Să facem. Noi am făcut emisiune, practic. Înțelegeți? Acum că subiectul e dramatic și că lucrurile care se întâmplă în jurul nostru nu sunt întotdeauna ce ne-am dori, e cu totul alt subiect. Unde rămăseserăm? Rămăseserăm fix aici. La întrebarea următoare. Eu am făcut doar prima doză. Repet, vaccinul acesta despre care noi discutăm și care ne ferește de o anumită formă de cancer de col uterin, se face în 3 etape. Una azi, cum ar veni, una peste 2 luni, și alta peste încă 6 din prima zi, adică peste încă 4 luni. 2, 4. Eu am făcut, îmi spune o doamnă, doar prima doză și am întrerupt pentru că am rămas însărcinată. Este vreo problemă dacă îl reiau după ce nasc? Doamna a procedat foarte bine că nu și-a continuat vaccinarea. Poate să-și continue liniștită celelalte 2 doze, vaccinul va fi eficient. Perfect. După ce va naște, bineînțeles. Reacții adverse la vaccin în Statele Unite au fost cazuri mortale ca urmare a vaccinării Vezopra. Am vorbit despre asta, dar da. Nu există altele? Doar la locul injectării s-a constatat durere, câteva zile, un pic de roșață eventual. Și unde te vaccinează? În mușchiul deltoid, deci sus de la mână. Slavă Domnului! Nu, că știi cum e, odată te iau emoții așa. Toate vaccinele, un control ginecologic costă, rețeta de după costă, un consult mai amănunțit costă, de unde bani? E o problemă, într-adevăr. Da, e o problemă. Dar... până la urmă, pentru viața noastră ar trebui
să mai reducem de colo, să mai reducem de colo, poate nu ne luăm astăzi un parfum, poate renunțăm la încă o pereche de pantofi, ca să rămânem în viață. Vorbim despre un subiect pe care din nenorocire, din mare nenorocire, astăzi l-am nimerit prea bine. L-am nimerit cum nu ne-am fi dorit să-l nimerim niciodată. Este vorba despre cancerul de col uterin. Astăzi una dintre bunele noastre prietene și mai ales bună prietene, cu Zina Dumitrescu, s-a stins din viață din pricina. Nu, era ca și copilul meu, acolo, un copil exact. Crescut de mine, numai prietenă. Era, a fost dintre prima serie de manechine ceaușiste pe care eu le-am luat și le-am crescut. Efectiv. Dar trebuie să fii foarte curajoasă la vremea respectivă să faci meseria asta. Păi nu. Eu care, vreau să spun, trebuia să fii curajoasă la vârsta în care eu eram studentă și am făcut lucrul ăsta. Da, cum să nu. Dar nu, pe domeniul ăsta de anumită oameni care trăiau, aveau contact cu mediul respectiv, este ca și, era ca și actoria, ca și, înțelege, era absolut același lucru. Dar în momentul în care eu eram studentă încă la institut și au venit de la fabrica de confecții, a venit o zi în Admitescu de la fabrica de confecții, da, să caute fete frumoase, să fie manechine, dar nu numai frumoase. Asta vreau să spun că este esențial. Faptul că Melek era, făcea parte dintre fetele cele mai inteligente pe care le-am avut eu, cele mai dezvolte, fără ca ea să fie cea mai frumoasă. Înțelegi? Erau fete mult mai frumoase decât ea. Era foarte interesantă. Dar era extraordinar de interesantă ca figură și știa, ca privire, ca tot. Și, cum să spun, a știut, vreau să revin la faptul că îți trebuie un creier foarte mobilat. A știut să-și facă un gen. Din cum arăta ea, a lansat un gen. Adică vreau să fie, fetele vreau să fie ca și Melek. Să semene cu Melek, înțelegi? Asta era... Zina, o să spun o întrebare care pe tine o să te dea peste cap. Când e mormântarea? Mormântarea este mâine la ora 2 la cimitirul turcesc de la Ghencea. Deci mâine la ora 2 toți cei care i-au fost aproape și știu că sunteți mulți, efectiv mulți, la cimitirul Ghencea, la cimitirul turcesc de la Ghencea la ora 2 este mormântarea. Asta este o... Toată lumea mă întreabă de ce așa de repede, pentru că ea este musulmancă și atunci se pare că asta este obiceiul. Dar nu stau obiceiul. Zile... Nu stau, da. Stau după zi pe alta. Stimați spectatori, exact astăzi în România a poposit Madeleine Albright, un pic prea târziu pentru Melek, dar nu și pentru noi, să vorbească exact despre acest subiect. O să o ascultăm. Îi mulțumim foarte mult tânărului Paul Grigoriu pentru traducere. O să o vedem și o să o ascultăm pe Madeleine Albright vorbind cu noi, despre noi, pentru noi. Sunt implicat în această campanie pentru stoparea cancerului de col uterin, pentru că este o problemă majoră de sănătate pentru femeile din toată lumea, dar în România este deosebit de gravă. 6 femei mor în fiecare zi din cauza cancerului de col uterin și este un lucru inutil. De aceea sunt pasionată de sănătatea femeilor, îmi pasă foarte mult de România, mi-am petrecut mult timp în România, discutând despre România când nu sunt acolo și există o soluție pentru această problemă mare de sănătate, pentru că există o variantă de a se imuniza împotriva cancerului de col uterin și de aceea am vrut să vin în România pentru a obține angajamente din partea guvernului și de asemenea pentru a ridica problema astfel încât femeile din România să știe că există o soluție pentru această problemă serioasă de sănătate. Noi am făcut o mică tăietură în material pentru a putea trece la următoarea idee a lui Madeleine Albright, care a venit în România astăzi, repet, pentru a lupta pentru cauza dumneavoastră. Pentru telespectatorii noștri care ne întreabă în continuare, afectate sunt femeile, dar purtători sunt bărbații și atunci, în mod natural, ar trebui ca la un moment dat să vorbim și despre ei. Deocamdată însă să o lăsăm pe Madeleine Albright să ne spună ce are de spus. Femeile din România joacă un rol foarte important în a se asigura că societatea evoluează în mod democratic cu educația și sănătatea pentru copiii români.
Și de aceea știu că acest show este foarte important în a ajunge la femei. Cred că femeile sunt foarte inteligente și dacă știu că pot rezolva problema, o vor face. Și de aceea, dacă există informații despre imunizarea împotriva cancerului de col uterin, care ucide 6 femei în fiecare zi în România, ele vor face ceva în legătură cu acest lucru și deci ele pot, de asemenea, dacă știu, să împingă guvernul să facă ceva în legătură cu acest lucru. Rolul opiniei publice și rolul femeilor, atunci când oamenii vorbesc despre acest lucru și spun, cer acest lucru, cer să fiu sănătos, am un drept să fiu sănătos și există, într-adevăr, o soluție care va face o diferență foarte mare. Pentru telespectatorii noștri care n-au înțeles încă despre ce este vorba, echipa Teo Live a fost astăzi la o întâlnire cu Madeleine Albright, care a avut infinita amabilitate de a ne primi. Mulțumim foarte mult traducătorului nostru, domnul Paul Grigoriu, al cărui nume sonor este, e într-adevăr sonor din motivul pe care îl înțelegeți. M-am uitat la fața lui și zic, bă, tu ești băiatul Paul Grigoriu. Da, zice, sunt. După ce v-ați dat seama, după față și după, un pic după voce, de ce să nu recunosc. Cred că toată lumea îți spune asta și te enervează foarte rău, dar e o onoare pentru mine să-l cunosc pe băiatul lui Paul Grigoriu. Fiți atente că, și atenți, pentru că nemernicul ăsta de virus e foarte parșiv, zice, vaccinul anti-HBV, cel despre care vorbește Madeleine Albright, acoperă câteva tulpini, nu toate. E bine ca femeile să facă acest vaccin. Bineînțeles că trebuie să știe că riscul de a contracta virusul încă există, chiar dacă e mai redus, mergeți la control periodic. Mulțumim, Teodora din București. Gabriela? Așa este, virusul nu ne protejează pentru toate tipurile de HPV care au tropism pentru sfera genitală și chiar femeile care s-au vaccinat ar trebui să facă în continuare controle periodice, ținând cont tocmai de acele tulpini pe care le putem contacta și pentru care virusul nu ne protejează. Vă rog să mă ascultați pentru că știu ce spun. O mare parte dintre femei nu merg la control pentru că nu-și permit. 100-200 de lei sunt pentru multe familii banii de mâncare pentru 2 săptămâni. Dacă medicii ginecologi sunt chiar atât de îngrijorați și dacă le pasă să mai scadă din tarifele mari. După părerea mea, nu e vorba despre medicul ginecolog pentru că nu este el cel care produce vaccinul și atunci cel care suportă cheltuielile de producție. În mod normal, dar trebuie să fie vorba, așa cum spunea și doamna Madeleine Albright, așa cum spuneau și fetele din lotul național de gimnastică, ar trebui să fie un efort concentrat. Ar trebui să fie o treabă îndreptată în aceeași direcție. Toate să luptăm în același sens. Nu să ne apucăm să arătăm medicul ginecolog că el ar trebui să rezolve problema. Nu. Fiind vorba de, e până la urmă o problemă de sănătate publică și bineînțeles că ar trebui să se implice forurile conducătoare. Exact așa cum s-a făcut anul trecut. S-au trimis acasă niște fluturași, fiecare dintre noi a fost obligat să se ducă să-și facă niște analize de sânge. De ce nu se încearcă măcar un prăpădit de control ginecologic de rutină? De frică. Uite ce îmi spune. Am 24 de ani și de 3 ani am tot felul de probleme. E posibil să fac cancer. N-am fost la doctor pentru că mi-e teamă de ei. Decât de să stai cu teama în sân, nu e obligatoriu să facă un cancer, dar un control, bineînțeles că ar fi foarte binevenit, mai ales dacă nici nu se simte bine. Nu, vreau să spun, vă dau cel mai sinistru exemplu. Dacă Melec s-ar fi dus atunci când trebuie la medic, dacă în momentul în care au apărut primele simptome, primele dureri, chestii și de fire, ea era o fire foarte tare, foarte puternică și nu simțea durerile, poate că pentru altcineva durerile pe care le avea ea erau acute, la ea nu erau chiar atâta și dacă se ducea când trebuia la medic, Melec astăzi ar fi fost în viață. Sunt convinsă de lucrul ăsta și de fapt ăsta mi-a spus și medicul, de fapt. Când s-a dus era mult, mult prea târziu. A operat-o, dar n-au mai avut ce să-i facă. Așa că să-și ia inima în dinți, doamna, de 24 de ani. Absolut, la 24 de ani, doamne, iartă-mă. Ce frică, că nu e frică, nu te doare nimic. E un pic de jenă, de rușine, că toate parcă suntem bătute în cap. Uite, de ce e în orice fel de control ginecologic, doamne, iartă-mă, dar te duci când naști, ce faci, nu? Păi, nu știu, dar habar n-am, nu știu cum e, că noi n-am trecut prin asta. Toate ne ducem cu... Dar asta e, trebuie să ne ducem, așa cum ne luăm sânge, așa cum facem ecografii, facem și asta, decât să, doamne ferește.
Dragă Teo, mama mea a fost depistată cu cancer de col uterin, iradiată și operată în mai 99 și datorită dăruirii și profesionalismului domnilor profesor dr. Florea și Angelescu, mama mea e bine și acum și sănătoasă. Te rog, citește acest mesaj, Mihaela Paraschivescu. Noi ne-am obișnuit să vedem numai lucrurile rele. Hai să vorbim și despre oameni care au salvat alți oameni, despre medici care și-au dat, vedeți bine, interesul. Da, profesorul meu, Florea, a văzut-o și pe Melec și a spus, uitându-se în ochii ei, exact ce trebuie să facă. El a spus, el a auzit. Asta este cumplit, cumplit. Da, îmi pare rău. Nu faceți așa, vă implor. Este un apel pe care îl face un om care a pierdut azi unul cei mai dragi copii ai săi. Nu faceți așa. Doamnelor și domnilor, suntem alături de lotul național de gimnastică, niște fete pentru care această problemă, eu am această certitudine și nu mă scoate nimeni din cap, este deocamdată foarte îndepărtată. Ele au cu totul și cu totul altă treabă. Ele fac performanță, ele nu... se pregătesc pentru Olimpiada, au treabă. Și totuși și-au găsit timp pentru povestea asta. Mă întreb ce le mână pe ele în luptă cu adevărat. Adică motivul exact pentru care voi vă pierdeți timpul acum, în loc să fiți pe bârnă, pe sol și cu capul în jos pe diferite aparate, este că ce? Sunteți niște copii. Credeți că vă cred femeile care în momentul ăsta, în loc să se ducă la medic, să uite la televizor și mă întreabă pe mine ce au de făcut? Nu, sperăm ca mesajele noastre, care le transmitem noi către mame, să ducă copiii la control, să... Și să se ducă pe ele la control, pentru că fără ele rămân copiii... Da, fără copii și au o viață mult mai scurtă decât le este scris. Asta e un punct de vedere. Scris. În momentul în care auzi un copil îndemnându-și mama să se ducă la doctor, parcă... Da, parcă este mai convingător decât dacă îți spune o prietenă. Exact așa. Stimați spectatori, să mă îndrept către un concurent, i-aș fi zis până mai ieri, Elena Huianu. Ne-am cunoscut la momentul adevărului și am trăit împreună niște experiențe pe care nu vi le pot descrie. Credeam că am văzut tot la un moment dat, credeam că am auzit tot și că pot să susțin orice fel de discuție cu oricine. S-a dovedit că nu e chiar așa, pentru că Elena Huianu a fost indirect victima acestui tip de cancer despre care noi discutăm, fiindcă mama ei a fost atinsă dramatic de povestea asta. Bună seara, scumpă! Bună seara! Cât de rău te-ai speriat de mine când am început să plâng și am fugit de acolo? Nu rău, dar m-ai lăsat și pe mine să mă descarc în momentul ăla, pentru că mă abțineam. Dar când te-am văzut și pe tine, m-am descărcat și eu, am început și eu, nu mai puteam să mă abțin. Mi s-a părut nepoliticos din partea mea că te-am lăsat acolo, dar nu se mai putea. Plângea toată lumea regie. Regizorii noștri și oamenii care ne înconjurau sunt unguri, dar niște oameni extraordinar de sensibili, cărora li se traduce și povestea Elenei lor li s-a părut peste puteri de suportat. 5 copii la părinți, da. Tatăl care le-a abuzat și i-a abuzat în mod repetat, la un moment dat l-au prins pe tată încercând să-și omoare copilul, fiul, pentru că avea senzația că e iepure. Da, a fost găsit cu cuțitul de alături lui. Și culmea că după emisiune, eu n-am mai vorbit de foarte mult timp cu el, dar l-am sunat și l-am rugat să se uite la emisiune. Vreau să zic că după au fost niște reacții, de ce mi-ai făcut așa ceva? Cum adică omul ăsta există, trăiește, e liber? Da. E liber? Da, deci a făcut și pușcărie de mai mulți ani, mă scuz, te rog frumos, pentru... și pentru un presupus viol pe care vrea să-l facă uneia dintre surorile mele, și pentru furt și astea mi le amintesc eu, cele două. Da, trăiește și din păcate pentru mine nu vine să cred că a avut, să zic așa, tupeul de a-mi întreba de ce, totuși. Eu l-am iertat pentru că nu sunt omul care ar trebui să-l judece. Cred că există cineva acolo sus care judecă pe fiecare așa cum crede el de cuvință. În schimb, eu nu l-am judecat, dar nici nu l-am putut trece cu vederea. Plus că au fost întrebări puse la poligraf. Tu n-aveai cum să minți în legătură cu lucrurile astea. Ei, înainte de a veni la discuția pe care o vedem la televizor, sunt testați la poligraf. În momentul în care ea spune că mama ei a avut cancer și că avea 35 de kilograme, a fost testată la poligraf, n-are cum să inventeze lucrurile astea. Când tatăl ei se presupune că vrea să-și violeze copilul. A fost și închis. Și stai puțin, a fost închis. Și acum ce face? E liber? E unde? E liber, stă, dacă nu mă șel, tot alcoolic, pentru că asta a fost și cauza pentru care noi am
suportat, că e un om foarte, care bea foarte mult. Și nu știu, știu că mai suferă și de TBC. Dar treaba lui să sufere de ce vrea, dar ce trebuie să facă pe ceilalți? Da, m-am dus la el pentru că totuși nu m-a lăsat conștiința să mă duc să-l văd dacă mai trăiește, pentru că sunt singura din familie care a vrut să meargă să-l vadă. Niciun membru al familiei noastre nu dorește să-l mai vadă. Am fost singura, m-am dus, l-am văzut, la care, așa, modul lui de a fi și a, nu știu, învinovățește foarte mult pe mamă. Eu sunt tare curioasă. În momentul în care omul ăla se uită în ochii tăi, dacă se uită, da, sau în momentul în care tu ești cea care ești fica lui naturală, da, de sânge, da, de sângele lui, îi spui... Ești un ticălos, ești un criminal, cum poți să nu faci poți așa? Nu poți să-i spun așa ceva. Nu, Elena, nu judecă, iar mama, ca să mă înțelegi, eu am întrebat-o pe mama, da, ei, cum s-a întâmplat și mi-a explicat științific de ce se întâmplă. Zice, doamne, se întâmplă din pricina faptului că a consumat foarte mult alcool și s-au petrecut reacții chimice în creierul lui. Deci nimeni nu-l judecă și nimeni nu-l învinovățește, lucru pe care vi-l recomand și dumneavoastră, nu judecăm, nu învinovățim, luăm o pauză și ne întoarcem minte naș. Doamnelor și domnilor, stăm de vorbă cu Elena Hoianu, pe care dumneavoastră o știți de la momentul adevărului. Un concurent alături de care am suferit foarte, foarte mult, pentru că la vârsta ei și la... Cum să vă spun? Vedeți că e o fetiță până la urmă. Viața a încercat-o în toate felurile posibile și imposibile. Eu cred că un om de 50-60 de ani, o persoană de 50-60 de ani, n-a pățit atâtea cât ai pățit un 20 și un pic. Și totuși nu te-ai acrit. Asta mi se pare mie uluitor. Faptul că ești tot timpul cu zâmbetul pe buze, faptul că... Și la ce întrebare ai pierdut de-mi venea să te strâng de gât? Haideți să vă spun despre ce e vorba. Ea face parte dintr-o familie care s-a despărțit, situație financiară dezastruoasă, 5 copii care au ajuns la adopție. Nu, două dintre surorile mele au fost adoptate, restul a rămas în orfelinat. Da, eu cu frățiorul meu, uh-huh, iar cea mare a rămas pe acasă. Cea care n-a venit cu noi, că numai 4 am fost în, da, orfelinat. Cea care a plecat în Italia. Laura, da. Laura. Da. În Germania. În Germania, scuză-mă. Tu ai plecat în Italia să faci calendar. Exact. Și în acest marasm dement, fata asta nu s-a... Cum să vă explic eu dumneavoastră? Nu s-a vândut de niciun fel. Pentru că ea a vrut să reprezinte și poate cu mândrie să spună că reprezintă un model pentru fetele din România care nu trebuie să se vândă sub niciun fel de motiv. Ți s-a oferit de 1000 de ori șansa de a face lucruri împotriva, adică pe lângă lege, ca să zic așa. Și n-ai acceptat foarte niciodată. Foarte multe, da. Inclusiv în ce mă ocup eu acum, modeling și poze. Imaginez. Dacă vreau să rămân în continuare, trebuie să fac și nu numai. Și în ceea ce vroiam eu și ce vreau, ca să zic așa în ghilimele, să-ți fur meseria, la fel, chiar și aici. Din păcate pentru mine m-am dezamăgit puțin când m-am mutat în București și mi-am dat seama că lumea e atât de rea și fiecare își urmărește chiar interesul propriu, nu mai ține cont dacă vrei să faci tu pentru tine sau dacă trebuie neapărat să închizi ochii, dacă vrei să ajungi undeva. Așa se presupune. Tu de ce n-ai închis ochii niciodată? De ce n-ai dat ce ți se cerea? Pentru că vreau să merg cu capul sus și dacă e vreodată să ajung undeva sus, să nu existe paparații noștri, renumiți. Deci că paparații există și dacă ești cinstit și dacă, da, ești necinstit. Bun, dar ca să zic așa, să le dau mai mult eu. Am înțeles. Nu, că nu am de ce. Chiar dacă voi ajunge sau o să-mi scotocească ceva, prea puține au ce să găsească. Sau de care să se lege. Poza ta de pe avatar este destul de amenințătoare, aia cu pistolul. Că aia dintr-o de prezentare. Ciocolată. Nu-i de ciocolată, e adevărat. Ena? Și cu glonțe. Adevărate. De-aia m-am și pozat cu el. Dar cel din prezentare nu a fost adevărat, clar. Pentru că dacă era, bine, cine știe ce se putea petrece. Nu, a fost o prezentare în Istanbul, la un hotel. Și am făcut niște poze înainte de lingerie, exact care au fost. Acolo am fost mai solicitată. Deocamdată mai arăt bine la corp și... Nu mai zice așa. Ideea e că toate condițiile sunt îndeplinite pentru ca Elena să poată obține, ajutându-se de caracteristicile ei fizice evidente, oriunde vrea. A refuzat cu obstinație să pozeze goală, astfel încât să se vadă ceva. Ceva, da. Că ea a pozat pentru un calendar, dar a pus această condiție înainte. Nu artistic.
Deci am fost cea mai, să zic așa, în care se vede ceva. Este o poză în care stau chiar în poziția, așa, în scaun. Și e luată dintr-o parte, se văd doar formele corpului meu, atâta tot. Deci aia e cea mai, să zic, în care se văd ceva, se văd semnii. Se vede ceva. Da. Și la ce întrebare credeți că a picat? Până unde te-ai dus? Te-ai dus la miliard? Unde te-ai dus? Te-ai dus ca nebuna? Da, trecusem de 500 de milioane. Sau mai departe, eu am întrebat-o așa. Ești dispusă să, ai fi dispusă să faci compromisuri în viață? Și ea 3 minute de demonstrase, spuse, răspunsese multor întrebări înainte, în care demonstrase clar că n-a făcut compromisuri, nu face compromisuri și nu va face compromisuri niciodată. Dimpotrivă, una dintre întrebări era dacă ea se consideră un model pentru fetele din generația ei. Și răspunsul i-a fost dat, testa la poligraf, deci cistită lacrimă. Și zice, sunt dispusă să fac compromisuri. Răspuns fals, bineînțeles că poligraful a făcut toate visele, pentru că fata fiind cinstită, poligraful a zis, fata e cinstită. Și o întreb, de cum ai putut să spui așa ceva? Cum ai putut să spui că tu ai putea? Mi-am schimbat întrebarea. Și-a schimbat răspunsul față de poligraf. Ea la poligraf spusese că n-ar face niciodată niciun compromis pentru a obține nimic în viață. Schimbă răspunsul. De ce? M-am gândit că tocmai a fost așa un timp lung de gândire. M-am gândit că totuși un sacrificiu, de exemplu, este ca și la emisiune, de exemplu, m-am dus. Totuși m-am sacrificat și părerea negativă a unora despre mine. Nu era sacrificiu, era compromis. Compromis, exact. Tocmai asta vreau să zic. Ăsta e un compromis. Și în momentul ăla m-am gândit că poate poligraful a înțeles că probabil aia nu voi face niciodată, dar un compromis în viață face de gen, de acest gen, da. Cel sexual exclus. Păi niciodată. Aia e, că el cred că asta a vrut să zică, da, el, poligraf, părerea mea. Dar eu la aia m-am gândit și am vrut să, nu știu de ce am schimbat, dar l-am schimbat. Cum s-a făcut bine mama ta? De cancer? Da. A trecut așa, prima oară, deci pe noi ne-a luat de la orfelinat. Ea a rămas, a început să facă chimioterapia. A fost foarte dificil pentru ea, neavând nici financiar. Tata, clar, oricum, era la pușcărie, dar nici așa dacă era, nu o ajuta, cu siguranță. A ajuns la spital, noi acolo, o vreme, o perioadă, ani buni, nu prea știam nimic de ea, după care, după câțiva, nu știu, 3-4 ani, a venit bunica mea, ne-a luat, că trebuie să mergem la spital. Și acolo am descoperit pe mama, pe care în amintirea mea rămăsese frumoasă și așa cum era. Iar când m-am dus să o văd, era un om, de fapt pot să zic un nou născut, cum arată, fără un fir de păr pe el, fără nimic, foarte palidă, foarte, nu știu, eu am numit atunci un mort viu. Exact așa arăta, groaznic. Și ne-a spus doctorul să ne luăm la revedere, că ea pleacă pe un drum lung și așa mai departe, ne veghează de sus. Tatăl meu, care este acum și îl consider tatăl meu, deși nu este de sânge, Valentin, a ajutat-o foarte mult pe mama, el fiind șeful lui. S-a rugat de doctor să opereze. Bineînțeles, banii, cum spuneau și mai devreme telespectatoarele, s-au așteptat, au făcut sacrificii, i-a plătit tot. A operat-o, noi am plecat cu inima strânsă după câteva ore bune de stat în spital și plângând pe o bancă și toți, chiar toți pacienții care puteau să se ridice din acel spital au venit la noi și ne susțineau. Am făcut și o promisiune atunci față de Dumnezeu că niciodată nu o să fac rău la nimeni dacă se salvează. Și spre surprindere, după o lună, după ce am mai stat și s-au făcut tot felul de, i-a băgat sânge și așa mai departe, au trimis-o acasă, au spus că dacă va mai supraviețui după o lună de zile, așa foarte parșiv doctorul, să vină la control, dacă nu-i pare rău, el a operat-o. Deși toți doctorii au evitat să o opereze, pentru că știau sigur că, erau de fapt sigur că nu va mai supraviețui. Și a supraviețuit. Am mai mers la control, a făcut chimioterapie, acum e foarte bine. Am văzut. Și arată foarte bine. Arată, într-adevăr, foarte, da, bine. Atunci când a ajuns acasă, bunica mea a stupat toate oglinzile, i-a pus o perucă în cap și încerca să evite, să nu se uite, să nu vadă cum arată. Da, cum arată extraordinar. Am văzut-o. Și e foarte bine. Ce mi s-a părut mie, și o să te rog să mă contrazici dacă n-am o judecată corectă, pentru că am văzut-o destul de puțin alături de tine, este faptul că în urma acelei boli a căpătat o tărie de caracter extraordinară. Extraordinar. Părea că nu
Că e imună la orice. Da. Da. Adică noi eram acolo amândouă, una peste alta, plângeam care mai de care și mama ta își putea ține firea. Da, tocmai asta am observat. Am avut eu o cădere de calciu în urmă cu câteva luni, puternică. Leșinam și nu-mi revenea minute în șir. Și am leșinat odată la o prietenă de-a mea și m-a dus la spital, am petrecut noaptea acolo, nu i-am spus la mama cum evitam eu. Într-un sfârșit ajung acasă, am leșinat și acasă. Acolo mama a încercat să mă trezească, m-am trezit la un moment dat și mă uitam la ea și a, hai, revină-ți, că n-ai nimic, n-ai nimic grav, n-ai... Și la spital, că m-am dus și m-au pus în 2-3 perfuzii să-mi revin și calciu și așa mai departe, ia tot. N-ai nimic, nu e grav, nu e nimic, deci... Și chiar la un moment dat i-am și zis în momentul ăla, dar ție nu-ți pasă de mine că mi-e rău? Deci tu nu ai nicio grijă, parcă nici nu te doare ceva. Și la care ea mi-a zis, te înșeli. Și mi-am făcut toate analizele, a fost bine, am ieșit, am avut o cădere, că sunt puțin și eu cu analizele așa mai. A fost vremea aia că mă afectează și pe mine. Am avut un început de ulcer, dar a trecut, totul e super, totul e bine. Și a întărit-o, nu știu, nu se sperie de nimic, nici dacă îi spun orice. Cred că după boala asta, odată ce te reușești să... Gabriela, de exemplu, spunea ceva mai devreme, că bârfeam și noi în pauză, ne povesteam una celelalte, spunea că în momentul în care ești foarte bolnav, e bine să te concentrezi asupra propriei persoane, în mod excepțional, și să-ți prezervi energia. Probabil mama ta a făcut asta și odată ce a ieșit la suprafață, puține lucruri mai pot speria. Exact. Nu mai sperie că am nimic. Auzi, așa e nici pe mine. Tu, scuză-mă că te o să spun întrebarea așa cum mi-a venit. Așa. După tot ce ai pățit tu, după tot ce ți s-a întâmplat ție de-a lungul timpului, după orfelina, după bătăile curzii, după cucoana aia care te bătea, ca numai ca să-ți vadă să, mâna pe față și așa. A, și alea au fost puține momente oricum, dar... Aia s-o fi uitat la televizor, că ai spus numele atunci. Da, nu știu, dacă s-a uitat, sper să aibă puțină mustrări de conștiință. Și eu sper. Cum să n-ai înnebunit? Să știi că acum, în postura asta, mă întreb și eu. Dar îi mulțumesc celui de sus că el m-a ținut cu siguranță lucidă și am avut tăria de a rămâne așa. Și acum chiar nu mă mai sperie. Și a mai fost ceva ce te-a ținut, dacă mai ții tu minte că mi-ai spus, mi-ai mărturisit. În momente grele, dragostea pentru frații tăi te-a ținut, mai ales pentru fratele tău mai mic. Da. Sunt foarte, așa, nu știu, m-am simțit ca o mămică de când am rămas cu el singur acolo și responsabilă. Dar cum l-ai găsit tu pe el atârnat în cui și îl băteau curzici? Nu mi-amintesc exact cum era atârnat. Mi-amintesc că l-am văzut. Eram, nu știu, aveam vreo 7 sau 8 ani. Doamne. Eram cu toate surorile atunci, încă nu le luase pe ele și eram într-o tabără pentru străini. Nu așa cum ne duceau de la orfelinate străinii în tabere, să mai vedem și noi muntele sau așa mai departe. Și acolo, într-o cameră, se auzeau țipete, cineva plângea și cineva râdea. Și am deschis ușa, surprinzător. Eram toate trei împreună și îl căutam pe fratele meu, care se juca cu alți copii și acolo credeam că este. Când am deschis, spre surprinderea noastră, 2 băieți mai mari care se satisfăceau lovindu-l cu urzica la pielea goală. În momentul ăla am sărit toate, ne-am luat toate câte o mamă de bătaie, l-a lăsat pe el să plece și pe noi ne-a mai terorizat că trebuia să fie cineva care să suporte. Pentru că așa era. Te-am întrebat la rândul tău pe tine dacă în perioada orfelinatului ai fost agresată și terorizată de alți copii. Foarte, și te-ai spus că a fost că da. Da. Dar detașat mi-ai spus, sau ca și cum ai fi știut că o să te întreb. Nu, dar e ceva la ordinea zilei. Cine a fost în perioada aia, deci din 93 cred că am ajuns noi acolo, știe cum erau și cât de greu era. Inclusiv toate, cum mureau copiii, câte boli, cât păduc și așa mai departe, ce era la ordinea zilei și cât de grea era viața acolo. În orfelinat. Da, în orfelinat. Dar acum mă bucur că totuși nu stau lucrurile chiar atât de rău și totuși mai există unele lucruri care ar trebui schimbate. Inclusiv pe Eti, care ai văzut-o în emisiune, vreau să zic că a plecat în Spania, la fostul ei iubit sau împăcat, se înțeleg bine, se angajează. Îmi pare rău că a plecat așa repede. M-am obișnuit să, da, era să ajut mai mult, să fim acolo, să nu știu. Și a plecat și m-a sunat și mi-a zis că dacă am nevoie vreodată de ceva, cu cea mai mare plăcere. Eu nu, sper să n-am nevoie. Eu cred că tu ar trebui să ajungi în viața asta cineva
ca să ai destulă putere încât să dăruiești după puterea, după sufletul tău mare. Dacă tu ai ajunge Madeleine Albright, de exemplu, tu te-ai ocupa de copii abandonați, tu ai ajuta... Visul meu, care era când eram mică, și îmi zicea, mama, ce ți-ai dori să câștigi sau ce ți-ai dori? Și mi-am spus, nu mi-aș dori case, nu mi-aș dori mașini, vile sau ce visează lumea. Mi-aș dori să am bănuți și să-mi deschid un orfelinat și să-l fac așa cum ar trebui să fie un orfelinat. Și cum să fie copii crescuți și educați și să nu ducă lipsa aia de afecțiune. Nu bătaie și cum eram noi ținuți atunci. Și nevoiți să muncim ca să ne mai, să mai mâncăm ceva în plus. Vedeți, noastră, Elena și cu mine, acum încercăm să ne răspundem la niște întrebări. Pentru că eu am reușit în emisiunea Momentul Adevărului să pun întrebările de pe cartoline. N-am cunoscut-o pe ea mai mult decât atât. Dacă vreți alături de mine să o cunoașteți mâine la ora 7:30 seara, emisiunea se va redifuza. O să vedeți acolo, o să vedeți pe Elena răspunzând întrebărilor pentru care a fost testată la poligraf. Deci, repet, nu avea cum să inventeze absolut nimic, pentru că poligraful imediat detectează orice urmă de minciună. Singura minciună pe care a spus-o, și iertați-mi ghilimelele, ele sunt acolo, este că ar face vreodată concesii în această viață. Și nu e adevărat. Ea nu o să facă niciodată niciun fel de concesie. Nu știu cum să zic, dar mie mi se pare că a ieșit din emisiunea asta cum a intrat și cum a ieșit. A fost catartică toată. Adică a intrat într-un fel și a ieșit fabulos. Pentru în ciuda faptului că ai pierdut foarte mulți bani și mă supără. Nu știu cum, n-am crezut niciodată, n-am băgat biletele pe la loto sau așa, nu m-am considerat norocoasă în genul ăsta. Și m-am obișnuit de mică, deci primul meu lucru când am lucrat era, dacă mi-am amintesc foarte bine, de până am porumb, așa la 7 ani, când m-am dus acolo la orfelinat. Deci pentru mine a fost și va rămâne, cred că trebuie să muncesc ca să îmi câștig bani. Nu prea pot eu să câștig de sus. Și poate are acolo Dumnezeu ceva pentru mine și de aia mă pune să muncesc. Sigur, ca să, dacă nu, altfel n-aș fi apreciat banul acum, astăzi. Stimați spectatori, o emisiune care a început trist se termină optimist. E adevărat că nu vesel, dar optimist. Astăzi este o zi specială pentru că astăzi, stimați telespectatori, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, dați-mi voie să vă prezint o tânără care astăzi își sărbătorește majoratul. Este vorba despre domnișoara Claudia Forgaci, a cărei zi de naștere este astăzi, la mulți ani. Hai, vină la noi, vină la noi! Julieta, scena cu scara! Uite, îți dă-i și inimioarele de la Romeo. La mulți ani și te iubesc din suflet. Te iubesc. Ne vedem mâine, v-am pupat. Plânge Claudia, așa că o tăiem scurt. La revedere!